Încă sunt discuții în casa băieților, Irina și Anemona se certau, Antonio și Roberto erau deja extrem de epuizați. Spunea Roberto că astea sunt discuțiile lor și că noi nu ar trebui să ne băgăm. Îi spunea Mariei că aici în apartamentul nostru este pe chill și pe liniște. Apoi au apărut niște contraziceri și spunea Antonio că dacă pe el îl lasă să-și facă sala lui și să-și vadă de treaba lui, nu are nicio problemă, că poate să confiesuiască. Nu știu dacă se vor înțelege, având în vedere că sunt foarte multe orgolii la mijloc. Sper că vor ajunge la un numitor comun și într-un final se vor înțelege. Ar trebui să se comporte ca niște prieteni și cam atât.